Fotbalul a fost de mic, de când m-am născut, să zic așa. Tata mi-a dat încredere foarte mult. A fost lângă mine de fiecare dată. Când am simțit că nu mai pot, el a fost lângă mine și m-a spus de fiecare dată. La antrenament, trei copii am fost. Și am făcut un antrenament scurt, nu aveam nici lumină. Făceam pe dinamo pe sintetic, nu era nici lumină. Și, da, a fost primul antrenament la dinamo. Când am fost chiar la prima echipă, am primit mesaj de la manager ca să mă prezint la substituție. Eu n-am știut prima oară pentru ce. Eu m-am frimit că sunt acolo. Erau foarte mulți jucători cu experiență. Eram mic, cred că aveam 15 ani jumate. Chiar dacă am debutat de 2000, dar m-am avut emoții. Sunt că mi-a venit o minge și mă deranja becul. Era prima oară că am jucat cu bec, cu nocturnă. Și m-a deranjat și mă uitam așa pe teren și am dat unde am văzut roșu prima oară. Au fost mulți cu experiență la Dinamo. În anul când am retrogradat, au fost mai mulți jucători care m-au avut ce învăța de la ei, m-au învățat multe chestii. Să zic așa, am avut doi care au fost lângă mine mai mult, care m-au învățat, Paul Anton și Gabi Torș. De exemplu, când joc cu un jucător care mă știe foarte bine și îmi știe calitățile, știu că are încredere în mine și îmi dă așa un sentiment plăcut. Este mândrie să joc la Dinamo, este un club cu tradiție și să port tricoul lui Dinamo este ceva unic.